Salut tuturor și bine v-am găsit la un episod din sezonul de Minecraft. Ce faci, mă, villagerule? Da. Continuăm povestea. Povestea. Băi, ce naiba, mă gândesc la serva să denir. Ce naiba. Da. Nu, băieți, am făcut noi aici un topor pentru că trebuie să ne apucăm de zona aia cu corturi și chestii de alea bombă frumos, alea și să ne înceantăm să facem și unul ăsta. Ne pica siltaci. Pe topor. În același timp, eficiență 4 și am breaking 3, dar da, ok. Așa. Trecând peste, frumos, trebuie să mergem să luăm niște lemne frumos, elegant cât de cât. Lemne pentru care, da, trebuie să ne apucăm să facem, da. Bun, hai să vă prezint repede, repede, ce am mai făcut pe aici, am făcut aici frumos primul nostru graj pentru căluți. Avem noi aici doi căluți, unul negru și unul alb. Nu știu care alargă mai repede, care nu știu cum. Vom verifica când vom avea nevoie să mergem pe drumul mai departe cu ei. Frumos, am început construcția frumos primului nume, ăsta, vreau să zic, Mori de vânt, de la ferme. Aici frumos, alea s-au strâns astea, aici o să avem nevoie, luăm și noi aici regiunile două stecuri, să ajunge. Zic că ajunge, să luăm și astea. Bun. Și frumos aici, ce a murit un zombie, deci aici este intrarea de la fermă. Frumos. Ce credeți că este aici? Am zis că facem fermă de sugarcane. Ei bine, am făcut-o, este automată, este sistemul în care îl vedeți că și pe YouTube, însă nu știu dacă și este și chestia asta pe YouTube. Am stat, am construit frumos. Am făcut aici, sper că vă place. Am terminat, nu știu dacă ați văzut, am terminat și asta aici. Ferma asta de cactus, de unde și aici o să luăm frumos niște de-astea. Nu așa, cum se făcea culoare verde? Trebuia să prăjesc. Bă, mâncare avem, nu stau să mă bat. Acum niște torțe ar mai trebui să fac. Mamă, se aude muzica foarte tare, gen. Nu știu cât de tare au auziți voi, ideea e că eu aud foarte tare. Pana mea, am lăsat puțin mai încet, hai să mergem. Zis că iau lemn, trebuie să iau lemn de acolo. Fuck! Ok, hai să luăm niște lemn. Nu cred că nu trebuie foarte mult lemn, pentru că na, zona asta nu e cine știe ce chiar așa. Dar trebuie să luăm și niște lemn. Nu o să iau chiar de aici din față, o să iau de aici din spate. Din spatele acestui loc, pentru că nu. Nu e nevoie de altceva. Mă, și ceva, că dacă le sparg așa, cred că mi le dă blocurile. N-am nevoie de asta. Ăsta e copac mare, nu stau să-l tai, n-am nevoie. Cât frumos. Știi ce niște văcuțe alea, bun. Johnule. Nu știu cât lemn o să iau niște lemn. Ca să ajungă, nu știu, să zicem 32. Că sper că ne ajung. A, nu, cred că pică fi, mamă, fix 32, nu? Mamă, am văzut live cum am căzut, ești nebun? Da, mai avem un sat aici pentru cei care nu știți. Și nici nu știu dacă știți chestia să mai avem un sat. Hai să luăm aici frumos niște lemnișor. Iar trebuie să facem o fermă de copaci, ceva de unde să luăm mereu, dar hai să zic că ajunge atâta ca să nu mai stau să iau acum. Trebuie să ajung pe partea cealaltă. Ia uite și pe asta. Pe asta nici eu nu știam că e aici. Hai, tată. Haide. Pam, pam, pam. Parcur e profesor pe parcur, ce naiba, dar dacă mă pui să fac un parcur, nu-mi iese. Hâț. Niște căluți pe aici. Cred că nu știu cum au ajuns ei aici, dar mă rog. Și aș face o tuntere să văd cât de astea facem din toate astea. Mă, deci avem așa, așa. Cum fac, mă, tată, mă, cum se face cactusul ăsta? Trebuie să-l pun la prăjit? Că văd că nu merge așa. Avem furnesuri de astea. Nu știu de cu ce fel de furnesuri trebuie să
Sistem eu așa că am două stack-uri, mai ajung 14. Dar trebuie să mai ajungă. Nu chiar. Hai să spunem că punem un ăsta. Oricum plăgeți doar unul să văd dacă îmi dă ce trebuie. Dacă nu îmi dă, e nașpa. Deci eu sper să îmi dă ce trebuie. Ok, da, ne dă ce trebuie. Bun. Așa. Mă, nu știu acum, nu o să avem nevoie chiar de atât, dar până un alta, eu nu stau așa pe gânduri, noi trebuie să facem și anume, trebuie să facem ceva. Ăla campfire-ul, care mă știu cum se face. Avem nevoie de un cărbune, niște lemn de ăsta și niște bețe. Ah, ok, îl facem imediat. Mergem la niște cărbune de sus, fără niciun stres, niciun nimica. Bun, aici, luăm un cărbune, hâț. Frumos, niște sticuri, vreo 3 la număr din câte am văzut și hai să vedem. Ok, nu mai am nevoie de ăsta. Așa, bun. Și vreau să facem și un hay bale de la, dacă știți cheam. Pentru ăsta. Așa, bun. Tot reclamă? Da. Și încă o reclamă, dar nici nu am mai stat să le opresc pentru că văd că YouTube-ul ăsta deja devine plin de reclame, mă, bușor, mă. Ce să le faci? Ce să și faci? N-ai ce face. Haide, mă. Și nu mai știu cum se face, aveam nevoie să se înconjur. Parcă era să înconjur așa. Și să pun. Nu? Ok, eu cum faci așa. Bun. Verde. Veți. Avem 15. Hai, mai dăm și un de-asta. Mai facem încă 5, avem 20. Ce mai trebuie să facem? Mai trebuie să facem niște garduri. Tot pentru cortul, mai trebuie să facem niște garduri, nu. Ne trebuie și sticuri, da? Și astea parcă așa... Da. Bum. 9. 9, folosim 2. Da. E ok. Bun. Eu zic că avem cam tot ce ne trebuie. Frumos. Să mai fac câteva de astea acum. Și... Îți... Haide, mă. Așa. Bun. Acum vreau să mai fac niște chestii. Uite, asta... Să le fac verzi. Da, fac verzi. Și facem noi să facem 3 corturi. Bam, bam. E, nu o să-mi ajung astea așa, dar... O să mă dați să fac chiar și astea. Oare se prezintă mai repede în Blast Furnace sau... 23. Hai să vedem dacă ne ajunge pentru un cort. Până una alta căutăm și zona asta. Face noapte, da. Da, avem pat la noi, nu-i problemă. Acum folosim în sfârșit zona asta, vă zic că o să folosim când o să ajungem la astea. Hăt, și urcăm sus. N-am luat un cufăr însă. Aia. Trebuie să văd unde fac asta pentru că nu o să fie destul de deranjat chestia asta. Și nu vreau oricum, o să fac aici undeva jos în pădure. Terraform, trebuie să fac acolo. Uite, să zicem aici, în zona asta. Nu e destul de în pădure. Uite aici, doar că trebuie să fac puțin terraforming. Hăț. Bă, nu, e bine. Unde facem zona asta? E pe aici ceva, o zonă de asta mai ok? Da, uite aici. Am găsit și zona, mă, băiat. Ne apucăm să defrișăm așa puțin. Și punem deocamdată ăsta aici ca să avem ceva lumină, să nu ne mănânce toate creaturile pădurii. Și tot mai pentru că avem nevoie să facem și un cort. Unde facem primul cort? Ar trebui să facem în partea asta undeva. Haide, avem nevoie de dirt să luăm aici. Bam, sparg astea repede. Haide, cu reclamele. Cred că o să încerc să nu mai pun muzică pe
pe clipuri și să fiu doar eu, pur și simplu, pentru că văd că îmi bag cam multe reclame și nu e afacere, chiar nu e afacere. Mamă, dar trebuie să fac aici pe bune puțină defrișare, adică despre ce vorbim. O, că ne umplem de dart. Boșilor. Așa. Zombie, unde ești? Mâncați așa că te iau. Te iau și te tau. Bam. Hai să facem aici... Unde? Unde facem, mă, băieți, primul cor? Nu știu. Hai să punem aici un pătuț să dormim până una alta ca să nu avem probleme. Și hai să facem primul cort aici, undeva. Unde facem, mai să nivelăm. Mai care va pe aici? Te-am văzut pe tine că acolo o să mor tu până ajungi la mine. Aolo, tată, voi, tu care ești? Tu de care ești, mă, că... Să mor dacă mai văzut zombie de ăla. Ota! Hai, tată! Deci... Ia uite, mă, am mai luat și un bloc de dirt. Păi, ești nebun, crezi bloc. Uți, Johnule. Bine, nu trebuie să țin asta, adică, uite, ai... Mă, ce bine că am silit aici acum. Asta trebuie să-l punem undeva pe aici, așa. Ca să facem cort, uite, în partea asta, frumos. Și uite, o să-l ridic, uite, de aici, așa, 1, 2... Au, mamă, băi, ești nebun la cap. 1, 2, hai să-l ridicăm 3. Și eu cum am mai vrut să pun bloc acum? Ai, tata. Vedeți, frumos. Hai că dacă e ceva ne ajunge de un cort. Dar doar dacă e ceva, dacă nu. Aia e. Și normal că nu ne ajunge. Aici o să pun altceva nu făcut de ăsta, n-are rost. Și mai ne trebuie de la. Dar oricum, cam aici este zona asta, ca să vezi pentru ce ne trebuie Hebel, vedeți cam cât de ăsta iese acum. E bine dacă fac eu chestia asta și pun un Heibel frumos. Îți. Și acum să vedeți cât de sus se va ridica acest fum și cât de mult scoate. Oricum vedeți că scoate foarte mult. Așa. Aici oricum facem chestia asta ca să punem patul. Și cam asta e. Cam asta e un model de cort, să-mi spuneți și voi eu. Voi, dacă vă place acest model de cort și chestii. Desigur, trebuie să facem și un drum, ceva până aici, dar asta vedem probabil în episodul următor. Așa că ne auzim data viitoare. Ceau, bă, pa, pa!